Bună dimineața tuturor! A mai trecut o săptămână a lunii septembrie, care ne-a tratat cu zile destul de frumoase. Azi însă vom avea parte de nori și de o vreme răcoroasă. În sud-est și la munte va ploua, iar cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va bate nervos de această dată în vestul și nord-vestul țării. Vestea bună este că în weekend soarele își va lua revanșa și ne va încălzi cu temperaturi de 23 și 24 de grade. Vorbim acum despre partea de nord-vest a țării, unde soarele ia o pauză, norii devin activi, sunt așteptate precipitații, atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 18 grade. În Crișana trebuie să vorbim de asemenea de precipitații, în special în Arad. În Oradea cerul va fi mai mult senin astăzi, avem 11 grade atât în Arad cât și în Oradea. Și bănățenii vor avea nevoie astăzi de umbrele atât în Reșița cât și în Timișoara. În Timișoara sunt ceva raze de soare pe parcursul zilei, însă ploile câștigă. Avem 16 grade în Reșița, 18 în Timișoara. Ieri ne lăudam cu o vreme destul de bună în Oltenia, în comparație cu restul țării. Ei bine, acum, pe parcursul zilei de astăzi, atât în Craiova cât și în Slatina va ploa. În nordul teritoriului stă mai bine cu vremea, cerul va fi variabil spre senin. Vom avea astăzi 20 de grade în Târgu Jiu, 19 atât în Craiova cât și în Slatina. Haideți să vedem cum va fi vremea în Transilvania. E bine, după cum vedem pe hartă, în jumătatea de vest a teritoriului nici urmă de soare, precipitații peste tot. În cealaltă jumătate vor fi ceva raze de soare, însă și aici ploile câștigă, temperaturile sunt scăzute. Avem 14 grade în Miercurea Ciuc, 15 în Cluj. Haideți să vedem cum va fi vremea în Moldova. După cum vedem, am scăpat astăzi de precipitații, din fericire. Cerul va fi variabil spre senin. Avem ceva intensificări ale vântului în a doua parte a zilei, în special în nordul teritoriului. În Suceava vor fi doar 14 grade astăzi, în sud, atât în Focșani cât și în Galați, 19 grade. În Dobrogea, după cum vedem, precipitații și aici, atât în Constanța cât și în Tulcea, și aici meteorologii au anunțat intensificări ale vântului, special în Constanța. Avem maxime cuprinse între 18 și 20 de grade. Muntenia. În Muntenia, după cum vedem, ploi pe tot teritoriul, vreme mohorâtă, capricioasă, instabilă, după cum vedem. Avem 17 grade în Târgoviște, 16 în Giurgiu. În capitale de dimineață se înregistrau 12 grade, iar maxima zilei nu va depăși 18 grade. Astăzi avem parte de o vreme destul de ploioasă, însă în weekend meteorologii anunță vreme foarte, foarte bună. Cam atât despre vreme. Eu de aici, Jana Neața, vă doresc un final de săptămână.